Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș a desfășurat în prima săptămână a lunii septembrie acțiuni de control specifice prin cele două compartimente de specialitate, respectiv relații de muncă și securitate și sănătate în muncă. Potrivit reprezentanților instituției, în total au fost controlați un număr de 43 de agenți economici, din care 15 au fost în domeniul relațiilor de muncă și 28 în domeniul securității și sănătății în muncă. În urma controalelor au fost depistate un număr de 63 de deficiențe, din care 38 au fost în domeniul relațiilor de muncă și 25 în domeniul securității și sănătății în muncă, fiind dispuse măsuri de intrare în legalitate. Au fost sancționați un număr de 22 de agenți economici, 4 în domeniul relațiilor de muncă și 18 în domeniul securității și sănătății în muncă, fiind aplicate un număr de 33 de sancțiuni contravenționale, din care 31 de avertismente și 2 amenzi contravenționale în sumă totală de 12.000 de lei, în domeniul relațiilor de muncă 5.000 de lei și în domeniul securității și sănătății în muncă 7.000 de lei, arată ITM Maramureș.